Sunt stâlpile de acolo, sunt toți stâlpi colectori de apă pluvială, adună în colectează și avem acolo un bazin de 360 de metri cub, unde merge apa pluvială, da? De mii de metri cub de pământ, ca să facem acest platou, care este sistemul de făcut ceasă. Pe cooperativa Fermierul Murușan, pentru o seră, în proiect nu s-a impus ecologică. Ecologicul este voința, da, voința noastră și am început lucrările, așa cum ați văzut pe autorizație, între a 10-a 2019. Suntem în faza în care, forțat într-un fel, am plantat, pentru că noi ne interesează, dacă facem o investiție, să o valorificăm cât mai repede posibil, să ne ocupăm pozițiile pe piață, să consolidăm aceste poziții pe piață, producția ecologică ca și dorință, pentru că noi considerăm că ea este o producție mult mai sustenabilă, mai sustenabilă din punct de vedere a orientării oamenilor pe o piață ecologică și în același timp mai sustenabilă din ceea ce privește protecția mediului. Pentru că sustenabilitatea unei afaceri o dă și impactul pe care afacerea respectivă o are asupra mediului. Deci pentru prima dată când văd un sol din ăsta, legume cu investiții. Eu n-am văzut niciunde. Bine, cu modificarea patului. Cu modificare totală. Iar pentru producții mari în spații de genul ăsta, Horeca poate interveni ca și, cum să zic, o zonă extrem de redusă. Pentru că, ce se întâmplă? Ei, uitați, din astea două, noi dacă pusem o fi vârf de ăsta, face 15 tone pe săptămână, în vârf. Și în funcție de ce spune mediul, se lucrează. Deci aveți stațiune de mediul propriu, e sistem fotovoltaic. Noi pe linie de know-how, în ceea ce privește produse ecologice, suntem departe. Nu au nicio forțare, au o parte albicioasă aici, roșiile care le cumpărăm noi și la alea li-i forțată coacerea, înțelegeți? Cu tot felul de... Dar ăsta nu are nimic, uitați că e uniform. Da.